Bună ziua! Revin cu o nouă filmare. Ajungând din concediu, normal, începem din nou ritmul vieții de zi cu zi. Și în prima zi după concediu am fost, cum zicem noi, aici în Germania, sunt livezi unde te duci, îți culegi fructele și normal le cumperi, dar îți culegi tu ce vrei, ce-ți place și când vrei, când îți place. Și normal am adunat caise și pornesc cu această filmare, acest video, pentru a vă spune primii pași în a face un gem de caise. Noi vom face trei feluri de gem de caise. O să revin cu următoarele filmări în momentul când gemurile sunt gata, pentru a vă spune la fiecare în parte ce anume și cum am folosit, cât timp am fiert și așa mai departe. În primul și în primul rând, cum se face? Eu zic că este foarte simplu, toată lumea poate să facă, zic eu, numai un pic de pasiune, ambiție și a încercat să facem noi singur totul. Facem un pic de economie de bani, zic eu, și calitatea rezultată făcând noi singuri, știind ce am băgat, cât am fiert, ce fructe am adunat și așa mai departe. Procedăm în felul următor. Normal, am fost la cules, am cules caisele care ne-au plăcut. Noi am cules caise să nu fie nici prea, prea moi. Următoarea etapă a venit etapa de spălare, rupere a codițelor, scoaterea sâmburilor. Cam așa arată, eu zic că sunt super sănătoase, foarte bune, gust. Nu am ales să fie foarte, foarte moi. Deci foarte moi, înțelegând alea care efectiv mai un pic și dau în negreala aia. Deci sunt perfecte pentru gem, pentru marmelada care noi vrem să o facem. Vom reveni și cu, normal, cu filmările în momentul când vom face marmeladele, să spunem, sau gemurile, să spunem la fiecare rețetă cum am procedat. Asta a fost prima filmare, introducerea, cum se face un gem de caise. Eu sper să vă placă, să vă ajute și, normal, dacă vă place și doriți să puneți în, eu știu, în lucru această rețetă sau aceste rețete care noi le vom face, mă puteți urmări în continuare pe canalul meu de YouTube, Baron Cristian, like și vă abonați. Eu vă doresc o zi minunată. La revedere!